dreapta dumneavoastră, asta se bate într-o cheia, dar sunt în stare să pun pariu pe orice, că nu veți ghici niciodată ce este imaginea din partea stângă. Imaginea din partea dreaptă este ultima poză publicată, nu știu, acum câteva zile, le-am pus ca să nu vorbesc de lucruri de acum 100 de ani. Se consideră că s-a realizat cel mai important salt, nu doar progres, în obținerea invisibilității, mantia invisibilității, reușind să se facă în plan. Deci le faci și toată realitatea din jurul tău dispare, ca și cum ai pune-o pe un platou și o ai acolo și o regăsești pe suprafața, să zicem, a unui oglinzi. Imaginea din stânga, care este superbă, credeți, nu credeți, este o poză absolut fabuloasă și istorică primită pe Pământ, este apus de soare pe Pluto. Este apus de soare pe Pluto. Și pentru că din când în când o să ne mai întoarcem la subiect, porci și tot felul de alte lucruri. Am spus să punem, să onorăm și CERN-ul și să punem ultima, scuze, chestie de super spectacol, descoperirea pentaquarkului. Pe mine mă interesează mai mult pentaquarkul. Corcii ăștia, deci, generația mea, noi am trăit momentul în care s-a descoperit profesorul nostru de particule elementare, a venit la oră și ne-a spus îmi pare rău, sunt foarte tulburat, nu țin ora astăzi, pentru că s-a anunțat o descoperire și nu înțeleg absolut nimic din ea și până când nu învăț și nu mă lămurez despre ce e vorba, consider că n-am dreptul moral să vă mai predau în momentul respectiv. Descoperirea era descoperirea quarkilor, făcută în 64, a fost un an foarte special, făcută de Murray Gell-Mann și scuze că îmi permit așa ceva, vreau să vă întreb câți dintre dumneavoastră știți de unde vine numele quark, cum l-a luat și cum l-a găsit Gell-Mann pe el. Știi, Adam? Tu știi, Alexandra? Am și întrebare, cât sigma era atunci descoperirea? Cum spuneți? Cât sigma era atunci la descoperire? Coarcii sunt inventați. Nu știu că e un model, dar cât sigma avea modelul respectiv? Un model nu are, eu sper că nu țipa Alexandra sau Adam la mine. Nu modelul are sigma, ci experimentul. Date-ne, cât sigma era? Nu! Atunci nu exista niciodată. În 64, Murray Gell-Mann a venit cu o idee. Și ideea era că, de unde până atunci stăteam liniștiți, bun, ne-am neliniștit cu curgerea timpului că atomul grecilor, deși se numește indivizibil, nu este indivizibil. Pe urmă, până 1907-1911, Rutherford a arătat că mai există încă o chestie în atom la mijloc pe care a botezat-o nucleu și ăla este pozitiv și e format din proton și neutron și electronii se rotesc în jurul lui și toată lumea era relativ liniștită că gata, am ajuns mai jos, nu se poate. Iar în momentul în care a apărut ideea quarkilor a lui Gell-Mann, asta este și-a dus la cealaltă idee formidabilă, și anume că nici neutronii, nici protonii, nici toate particulele așa zise elementare care se cunoșteau pe vremea aia, toate au structură internă și structura asta internă este făcută din niște animale înfiorătoare care nu au ce căuta pe lumea asta pentru că au sarcină electrică fracționare, ceea ce e o tâmpenie, nu? Este acela fel de tâmpit cum era în momentul în care Mandelbrot a făcut fractalii în care vorbea de dimensiuni fracționare, cum să ai sarcină electrică fracționară.
O să vedeți imediat de unde i-a venit și cum a început povestea. Revin să vă întreb, pentru că e chiar mișto lucrul ăsta, de unde provine, de unde a reușit Gell-Mann să-i dea numele de Quark, nu vă mă las. Numele de Quark l-a luat dintr-o carte ultra-celebră despre care toată lumea vorbește și probabil că afară de număr de persoane pe care le numeri pe degetele de la o singură mână, nimeni n-a citit-o. Care se numește Finnegan's Wake. Este scrisă de James Joyce, vechea lui Finnegan, și băiatul ăsta Finnegan este tipul un erou irlandez, dar este erou irlandez pentru că era cel mai mare băutor din Irlanda și se bate, moare, se face veghea și ca la veghe lumea se pune pe băut. Dar pe veghe lumea se pune pe băut. Și la un moment dat, bineînțeles că după ce se abțiguiesc bine, încep să arunce sticlele de whisky unul între altul și se ciocnesc două sticle de whisky în aer, se sparg și whisky-ul de acolo cade peste Finnegan, intră în gura lui, îl trezește din morți și ăla se scoală și spune: nenorociților, să vărsați cel mai bun whisky în halul ăsta. Iar în această carte, care este total absconsă, pentru că Joyce construiește, bun, toți mari scriitori construiesc cuvinte, numai că el construiește cuvinte lipind o bucățică de cuvânt franțuzesc cu una nemțesc, cu unul o bucată de latină, o bucată de engleză veche, așa, este absolut de necitit. Da? Dacă vă cade vreodată în mână, uitați-vă prin ea, să avea o emoție fără seamănă. Și în această carte există o fereastră, cum este în haos de periodicitate, de normalitate, în care sunt, cred că, patru versuri, three quarks for Master Mark, Mark fiind regele Mark din Tristan și Isolda, sure he hasn't got any bark, trebuia să aibă și el o rimă, and if he has, it's quite beside the mark, ho, 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 multi mark. Gell-Mann era un cititor împătimit de Joyce, i-a rămas ăsta și cum îl îngrozeau coarcii ăștia că îi veniseră în gând și n-avea nume pentru ei, le-a spus așa, iar descoperirea, acum, bun, suntem tot timpul așa, noi avem momente în care ne liniștim. Dom'le, gata, e ok fizica, dar suntem cu modelul standard, când a fost verificat în toate felurile modelul standard, toată lumea a spus, bun. Deștepții ăștia de teoreticieni și experimentatorii în același moment, aici vă cer voie să vă spun un lucru. În momentul în care noi începeam fizica, cel puțin în institut, existau trei tabere fermionice, adică niciuna nu se suporta pe cealaltă și spuneau că celelalte două sunt făcute numai din tâmpiți. Era tabăra fizicienilor experimentatori, tabăra fizicienilor teoreticieni și tabăra inginerilor. Deci fiecare avea părerea cea mai proastă despre amândoi, oamenii din amândouă celelalte tabere. În momentul de față, dovada o aveți că sunt Adam și Alexandru aici, în momentul de față nu mai poate fi vorba de un teoretician adevărat care să nu aibă o supercultură experimentală și nici de un experimentator care să nu își știe bine teoria, pentru că altfel nu înțelege ce Dumnezeu face el atunci. Bun, de care în momentul de față, descoperirea care a produs oarecare emoție, de-aia am și ales-o, cum vă spuneam, erau lucrurile ok, sunt două feluri de particule, barion, care sunt mai greulețe, așa, și mezoni, barionii sunt făcuți din trei quarci, mezonii sunt făcuți din doi quarci.
Și toată lumea stătea liniștită. 2 sau 3. Și acum, mă rog, a fost scandal și emoție la vremea când s-a descoperit un tetraquark. Ce să caute 4 quarci într-o particulă. Acum s-a descoperit și o particulă care este făcută, potomium, mi se mai spune, e făcută din cinci quarci, cum îi vedeți acolo, unde scrie pentaquark. Deci trec peste asta, pentru că ideea a pornit de la un model care îi aparține tot lui Gell-Mann și care se numește Eightfold Wedge. Așa l-a numit modelul, așa a intrat în fizică. Deci, de fapt, este un model pe care îl vedeți în dreapta, pe care aici este făcut pentru mezoni, sus sunt mezonii K, sus și jos, la mijloc sunt mezonii pi minus și pi pionii, da? Și la mijloc este pionul neutru și un mezon care se numește eta. Ideea i-a venit lui Gell-Mann, adică, de fapt, numele i-a venit lui Gell-Mann, plecând de la nobilul drum al lui VIII din budism. Da? Din budism. Și aici aveți reprezentarea de aici este roata, nu pot să spun lui, că nu e vorba de o persoană, este, să zicem, roata Dharma. Dharma, în limbă proastă în care vorbim noi, înseamnă legea și existența cosmosului. Deci este tot cosmosul acolo. Acum este extrem de interesant și mi-aș permite să spun extrem de util, trebuie să spun, evident că rămâne un calculator ăsta, deci găsiți, luați, scrieți mie și vi-l trimit și așa mai departe, care sunt cele 8 puncte ale nobilului drum al lui VIII, the noble eightfold way. Observați, vă rog frumos, vi le citesc repede, ce lecție formidabilă pentru un om care vrea să facă cercetare, este aici. Privirea perfectă la ce caut. Deci să știu cum să mă uit la ce caut. Intenția perfectă, să știu de ce îmi propun să caut un anumit lucru. Vorbirea perfectă, ceea ce, din păcate, în ziua de astăzi este lucru cel mai dat la o parte, dar se vorbește cum îți vine la gură și era un domn care se numește Alfred Korzybski și care a scris o carte pe la jumătatea anilor, jurilor 50, care se numește Science and Sanity și care spunea în momentul în care se folosește greșit un cuvânt, se creează o perturbație universală care nu este înăturată decât în momentul în care folosești cuvântul potrivit din nou la locul respectiv. Acționarea perfectă, ceea ce este esențial, în special pentru experimentatori, trăirea perfectă, care trebuie înțeleasă cum trebuie, atenția perfectă la ceea ce trebuie să fie atent, awareness, conștiența perfectă de sine, adică de tot ce poate afecta și corpul și mintea, și concentrarea perfectă. Se folosește uneori, în paralel cu concentrare, meditație, celebrul samadhi din budism, nu din hinduism. Sărim într-un fel de la CERN, la institut, o spun din tot sufletul, pentru că titlul pe care l-am pus nu este întâmplător. În momentul de față, știți, am trăit
la scara kilo, da? Când ne-am obișnuit că știm să mergem kilometri, știm, ne jucăm cu kilograme, am început să ne cântărim, să vedem câte kilograme și pe urmă tot am progresat, am urcat mereu. În momentul de față, o spun fără niciun fel de ezitare, știința și high-tech-ul, eu mi-am permis să folosesc la un moment dat, împreună cu high-tech, să folosesc high-science și o persoană foarte superioară mi-a spus că e o tâmpenie asta și că e un cuvânt care nu există și am spus, asta e ce. Am greșit. În momentul ăsta și știința și tehnologia se îndreaptă spre scara PETA, care este scara milioanelor de miliarde. Da? Și, deci, noi am ajuns la 13 tera electron volți în energie la CERN, deci suntem la 0,01 pe PETA, dar în momentul de față deja funcționează la Măgurele, la Institutul de Laser, singurul laser funcțional de un petawatt din Europa. Eu am refuzat să cred până când n-am verificat, voi doi, Adam și cu Alexandra, l-ați văzut, iar se termină casa la sfârșitul anului, se instalează mașinile în anul următor și se fac testele în 2017, ca în 2018 să fie prima lumină a laserului de 20 de petawatts, care înseamnă ELI-NP și e momentul cel mai potrivit, cu permisiunea lui Florin, să vă spun, Florin deschide agenda de bal și cine vreți, vă înscrieți la el, că o să fie nebunie anul ăsta, pentru că pe 23 noiembrie reușim să facem a treia Christmas Lecture în România și invitatul de anul